Hobbitul, capitolul 14. Foc și apă. Dacă domniile voastre vreți, asemenea gnomilor, să auziți ce s-a mai întâmplat cu Smaug, trebuie să vă întoarceți la seara în care a zdrobit ușa și și-a luat zborul înnebunit de furie cu 2 zile în urmă, adică. Oamenii lui Esgaroth, orașul de pe lac, stăteau mai mult în casă, din pricină că vântul bătea rece dinspre răsăritul negru, dar mai erau și din cei care se plimbau pe chei și priveau, așa cum le plăcea să o facă, stelele care se oglindeau în peticele liniștite ale lacului, pe măsură ce se aprindeau pe cer. Din orașul lor, muntele singuratic aproape că nu se vedea din cauza șirului de dealuri joase de la capătul îndepărtat al lacului. În acest șir se afla o spărtură prin care cobora dinspre miază noapte râul curgător. Doar vârful cel înalt putea fi zărit pe vreme clară, dar oamenii rare ori se uitau într-acolo, căci era rău prevestitor și înspăimântător chiar și în lumina dimineții. Acum dispăruse învăluit în întuneric. Deodată se lăsă întrezărit ca o scăpărare, o lucire scurtă l-atinse și se stinse. Ia priviți, spuse unul dintre oameni. Se văd iarăși luminile alea. Noaptea trecută străjerii le-au văzut tot aprinzându-se și stingându-se de la miezul nopții și până în zori. Se întâmplă ceva acolo sus. Poate că regele de sub munte bate aur, își dădu altul cu părerea. A trecut ceva vreme de când a apucat-o spre miază noapte. E timpul ca toate cântecele străvechi să se împlinească. Care rege? Întrebă un al treilea printre dinți. Pun rămășa că ăla e focul prădalnic al dragonului, singurul rege de sub munte pe care l-am cunoscut vreodată. Întotdeauna prorocești nenorocire, ziseră ceilalți. Dacă nu-i potop, sunt pești otrăviți sau naiba știe ce. Gândește-te și tu la ceva vesel. Și dintr-o dată, o lumină mare apăru în strunga dintre dealuri și capătul dinspre miază noapte al lacului se auri. Regele de sub munte, strigară oamenii. Avuția lui asemenea soarelui, argintul lui asemenea unei fântâni, râurile lui pline de aur. Râul aduce aur din munte, strigară ei, și peste tot se deschideau ferestre și răsunau pași alergând. Lumea fu cuprinsă din nou de însuflețire și de o fremătare fără margini. Dar cel cu voce prevestitoare de nenorociri fugi mâncând pământul la mai marele orașului. Vine dragonul și zău că știu ce vorbesc. Tăiați podurile, la arme, la arme! Trâmbițele dădură alarma și malurile stâncoase răsunară de glasul lor. Uralele se stinse, bucuria se preschimbă în spaimă. Așa s-a făcut că dragonul nu-i găsi chiar nepregătiți. Monstrul zbura cu asemenea repeziciune încât, în scurtă vreme, oamenii îl văzură ca o scânteie de foc ce se năpustea spre ei, crescând tot mai mult și mai strălucitoare. Trebuia să fie netot ca să nu te întreb dacă nu cumva profețiile nu se împliniseră întocmai. Dar oamenii lacului încă mai aveau puțin timp. Fiecare vas din oraș fu umplut cu apă, războinicii se înarmară până la ultimul, își pregătiră săgețile și sulițele, iar podul ce-i lega de uscat fu distrus, înainte ca vuietul cumplitei apropiere a lui Smaug să umple văzduhul și lacul să se acopere de valuri roșii ca focul sub îngrozitoarea bătaie a aripilor sale. Printre țipetele, vaetele și strigătele oamenilor, dragonul se coborâ asupra lor, cârmi spre pod, dar ial de unde nu-i. Podul dispăruse, iar dușmanii săi se aflau pe o insulă, în larg, prea adâncă apă și prea întunecată și rece pentru el. Dacă se scufunda în lac, aburii și pâcla ce s-ar fi înălțat din el ar fi acoperit uscatul cu ceață timp de mai multe zile. Dar lacul era mai puternic decât el, i-ar fi stins focul înainte să apuce el să-l treacă. Mugind, zbură iarăși pe deasupra orașului. O ploaie de săgeți negre se repeziră în sus, se izbiră de solzii și nestematele lui și zângăniră, iar cozile lor căzură înapoi, aprinse de răsuflarea lui încinsă, și sâsâiră în lac.
Niciun foc de artificii pe care vi l-ați putut imagina vreodată în viață nu se asemăna cu priveliștile din acea noapte. La zbârniturile arcurilor și la chemarea ascuțită a trâmbițelor, mânia dragonului se înteți mai abitir ca oricând înainte, orbindu-l și scoțându-l din minți. De veacuri nu mai îndrăznise nimeni să-l înfrunte și nici acum n-ar fi îndrăznit dacă n-ar fi fost omul acela cu vocea sumbră, Bardă era numele, care să alerge în toate părțile încurajându-i pe arcași, îmboldindu-l pe mai marele orașului să le ceară să lupte până la ultima săgeată. Focul țâșni dintre fălcile dragonului. O vreme, Tihania zbură în cercuri înalt, pe deasupra lor, luminând tot lacul. Copacii de pe maluri luceau asemenea cuprului și sângelui, iar la poalele lor dansau umbre negre tăciune. Apoi, dragonul se repezi în jos, drept prin furtuna de săgeți, nechipzuit în furia sa, nemai păsându-i să-și răsucească părțile solzoase spre dușmanii săi, căci singurul său gând era să dea foc orașului. În timp ce dragonul se prăvălea, trecea peste oraș, îi dădea roată, flăcării zbucneau din acoperișurile de paie și din capetele grinzilor de lemn, chiar dacă totul fusese udat cu apă înainte de venirea lui. Și din nou 100 de mâini aruncau apă ori de câte ori apărea o scânteie și iar se întorcea dragonul. O zvâgnire a cozii sale și acoperișul marii case hurui și se prăbuși cu totul. De nestăvilit izbucniră flăcările până în înaltul nopții. Încă o întoarcere și încă una și o altă casă, apoi alta luară foc și se năruiră. Dar în acest timp nici măcar o săgeată nu-l stânjenise și nu-l rănise pe Smaug mai mult decât ar fi făcut o muscă din mlaștin. Din toate părțile oamenii se aruncau în apă. Femeile și copiii se înghesuiau în bărcile împovărate legate la chierurile din piață. Armele erau zvârlite cât colo. Se auzeau jelanii și plânsete în orașul în care, nu de mult, răsunaseră în jurul gnomilor străvechile cântecele bucuriei ce avea să vină. Acum oamenii le blestemau numele. Însuși mai marele orașului se îndreptă spre barca lui aurită, sperând să se poată strecura prin tot zbuciumul acela și să-și salveze pielea. Curând, întregul oraș avea să fie părăsit și ars până la apă. Ăsta era gândul dragonului. Puțin îi păsa dacă se urca un bărș cu toții. O să se distreze vânându-i, or se putea opri pe loc până murea de foame. N-aveau decât să încerce să ajungă la uscat. El unul era pregătit. O să dea foc tuturor pădurilor de pe maluri, o să pârjolească toate câmpiile și imașurile, până una alta hăituia orașul, o plăcere cum nu mai cunoscuse de un car de ani. Dar orașul mai avea o companie de arcași care nu dăduse răbir cu fugiții dintre casele cuprinse de flăcări. Capitanul lor era Bard, cel cu vocea sumbră și chipul aspru, cel pe care prietenii îl mustraseră că prorocea potopuri și pești otrăviți, măcar că îi știau vrednicia și curajul. Era un vlăstar îndepărtat din neamul numeros al lui Girion, seniorul ținutului de jos, ai cărui soață și copil fugiseră pe râul curgător cu mult timp în urmă ca să scape de prăpăd. Bard avea un arc mare din lemn de tisă. Cu el trăsese în dragon, iar acum rămăsese cu o singură săgeată. Flăcările ajunseseră lângă el. Tovarișii săi de luptă îl părăseau. Bard își încordă arcul pentru ultima oară. Deodată, din întuneric, o fluturare de aripi se apropie de umărul lui. Bard tresări, dar nu era decât un sturz bătrân. Netemătoare, pasărea îi se așeză pe umăr și îi cârâi ceva la ureche. Numică i-a fost lui Bard mirarea să descopere că înțelegea graiul sturzului, ceea ce se datora faptului că se trăgea din neamul celor din ținutul de jos. Așteaptă, așteaptă! Îi spuse sturzul. Se înalță luna. Uită-te după scobitura din stânga pieptului dragonului când e în zbor și se întoarce deasupra ta. Bard stătea și l-asculta uimit pe sturz, în vreme ce pasărea îi aducea vești de sus, de la munte, și povestea tot ce auzise. Bard își încorda arcul până când coarda i-ajunse la ureche.
Dragonul se întorcea, zburând aproape de pământ. Tocmai atunci răsări și luna, peste malul răsăritean, argintându-i aripile mari. Săgeată, spuse arcașul, săgeată neagră, te-am păstrat până la urmă, nu mi-ai trădat niciodată așteptările și de fiecare dată te-am luat înapoi. Te-am moștenit de la tatăl meu, iar el de la străbunii săi te-a primit. Dacă, așa cum se spune, ai fost păurit în fierăriile adevăratului rege de sub munte, te du acum și izbândește. Dragonul se năpusti încă o dată mai jos ca oricând înainte și când atacă, pântecul său străluci alb de atâtea nestemate ce scăpăreau scântei în lumina lunii, fără doar de un singur loc. Marele arc zbârnăi. Săgeata neagră țâșni din coardă drept spre scobitura din stânga pieptului dragonului, unde piciorul din față stătea crăcănat. Acolo se înfipse și dispăru, vârf, coadă și pene, atât de dezlănțuit i-a fost zborul. Cu un țipă ce i-a sursit pe oameni, doborâ copaci și crăpă pietre, Smaug, țâșnic gâlgâind în sus, se dădu peste cap și se prăbuși grămadă din înaltul cerului. Taman peste oraș. Ultimele sareri zvârcoliri îl spulberară într-o ploaie de scântei și țândări. Lacul năvăli cu vuiet între zidurile sale. Un abur urieșesc se vârteji spre cer, albit de lună, în întunericul ce se lăsase dintr-o dată. Urmă un sâsâit, o volbură ca un șuvoi, apoi tăcere. Așa sfârșiră Smaug și Ezgaroth, dar nu și Bard. Luna în creștere urca pe boltă, vântul se întețea și se răcea. Suflarea sa răsucit ceața albă în pilaștri unduitori și nori grăbiți, împingând-o spre apus, ca să se risipească acolo în fuiare zdrențuite, peste zmârcurile de la poala codrului întunecat. Abia atunci au putut fi văzute multele bărci ca niște puncte negre pe oglinda lacului, iar pe aripile vântului veneau vocile oamenilor din Ezgaroth, jelindu-și orașul pierdut și avutul și casele distruse. Dar dacă s-ar fi gândit mai bine, ceea ce nu li se putea cere tocmai atunci, ar fi trebuit să fie recunoscători. Trei sferturi din locuitorii orașului scăpaseră măcar cu viață. Pădurile și câmpiile și imașurile și vitele și cea mai mare parte dintre bărci fusese răferite de prăpăd, iar dragonul era mort. Ce însemna aceasta, încă nu se dumireau. Se strânseră pe malul apusean, în mulțimi jeluitoare, tremurând în vântul rece, și primele lor învinuiri și mânia lor se îndreptară împotriva mai marelui lor, care părăsise orașul când încă mai erau oșteni dornici să-l apere. S-o fi pricepând el la treburi negustorești, mai cu seamă la ale sale, murmura unii, dar nu-i bun de nimic atunci când se abate vreo năpastă. Și lăudau curajul lui Bard și ultima sa lovitură năpraznică. De n-ar fi pierit, ziceau cu toții, l-am fi făcut rege. Bard, ucigașul dragonului din neamul lui Girion, mare păcat că s-a dus. Și tocmai când vorbeau ei astfel, o siluetă înaltă ieși din umbre și roind de apă. Părul negru i-a târnat ud peste față și umeri, în ochi îi scăpărau lumina aprigă. Bard n-a pierit, strigă el. S-a aruncat în apă din Ezgaroth după ce dușmanul a fost răpus. Sunt Bard din neamul lui Girion, sunt cel care a răpus dragonul. Regele Bard, regele Bard, strigară cu toții. Doar mai marele orașului scrâșnea din dinți. Girion a fost senior în Ținutul de Jos, nu rege în Ezgaroth, zise el. În orașul lacului întotdeauna am ales stăpân dintre cei bătrâni și înțelepți și n-am îngăduit nici când să fim cârmuiți de simpli războinici. Să se întoarcă regele Bard la regatul său. Ținutul de Jos e liber acum, mulțumită vitejiei lui. Nimic nu-l mai împiedică să se întoarcă acolo. Oricine dorește, poate să-l însoțească, dacă îi plac mai mult malurile reci de la umbra muntelui decât țărmurile verzi ale lacului. Înțelepții vor rămâne aici, cu nădejdea că ne vom reclădi orașul și ne vom bucura din nou de vremuri pașnice și înbelșugate.
Noi îl vrem pe regele Bard!" strigară de răspuns cei care se aflau mai aproape de mai marele orașului. Ne-am săturat de bătrâni și de cei care nu se pricep decât la număratul banilor." Oamenii aflați mai departe auziră vorbele acestea și strigară și ei: "Sus arcașul! Jos sacii fără fund!" până când larma cuprinse tot malul. "Sunt ultimul om care l-ar putea disprețui pe Bard arcașul," zise mai marele cu prudență, căci Bard stătea acum chiar lângă el. În noaptea aceasta și-a recâștigat locul de cinste în catastiful binefăcătorilor orașului nostru. Merită să fie slăvit în multele cântece nepieritoare. Dar de ce voi, oameni buni?" Și la această întrebare mai marele se ridică în picioare și vorbi cu voce tare și limpede. "De ce mă învinovățiți pe mine de tot ce s-a întâmplat? Pentru ce greșeală mă dați la o parte? Cine l-a stârnit pe dragon din somnul său, mă rog frumos? Cine a primit de la voi daruri bogate și ajutor din plin și ne-a lăsat să credem că vechile cântece pot să se împlinească? Cine s-a jucat cu inimile noastre ușor de înduieșat și cu închipuirile noastre ispititoare? Ce aur au trimis pe râu în jos ca să ne răsplătească? Foc de dragon și prăpăd! De la cine să cerem dezdăunare pentru stricăciunile ce le-am suferit și ajutor pentru văduvele și orfanii noștri? Vedeți și domniile voastre că mai marele n-a fost ales în fruntea orașului doar de florile mărului. Vorbele sale i-au făcut pe oameni să uite deocamdată gândul de a avea un rege nou și să-și întoarne mânia asupra lui Thorin și a grupului său." Cuvinte dezlănțuite și înverșunate s-au strigat atunci din multe părți și câțiva dintre cei care înainte cântaseră mai cu foc străvechile cântece erau acum auziți strigând la fel de tare că gnomii anume îl stârniseră pe dragon împotriva lor. "Nesăbuiților!" îi mustră Bard. "De ce vă irosiți vorbele și mânia pe ființele acelea nefericite? Neîndoios că au pierit primii în pârjol, înainte ca Smaug să vină la noi." Dar în timp ce vorbea, gândul îi fugi la comoara legendară a muntelui, rămasă fără pasnic și fără stăpân. Și deodată tăcu. Se gândi la vorbele mai marelui, la înălțarea ținutului de jos, la clopotele de aur care aveau să îl umple, numai oameni să găsească. "Nu avem vreme acum de vorbe mânioase, stăpâne," spuse el mai departe, "sau de a pune la cale planuri mari de schimbare. Avem treabă de făcut. Încă te slujesc pe domnia ta, cu toate că după o vreme s-ar putea să cumpănesc la ce ai spus și să o pornesc spre miază noapte cu oricine mă va urma." Acestea fiind zise, se îndepărtă cu pași mari ca să dea o mână de ajutor celor care pregăteau taberele și îngrijeau pe suferinți și pe răniți. Dar mai marele sudui în urma lui și nu se ridică de unde se așezase pe pământ. În mintea lui gândea multe, dar de vorbit vorbea puțin, fără doar atunci când strigă să îi se aducă foc și mâncare. Ori încotro se ducea, Bard descoperea că vestea zbura ca fulgerul printre oameni, anume că acea comoară uriașă stătea acum nepăzită. Oamenii vorbeau despre răsplata pe care aveau să o primească curând pentru toate pagubele suferite și de cât de bogați aveau să fie și cum or să poată cumpăra toate cele de la miază zi. Iar gândurile acestea îi bucurau nespus în nenorocirea ce o îndurau. Măcar atâta bucurie să aibă, căci altfel noaptea era aspră și tristă. Adăposturi puteau fi înșchebate doar pentru puțini. Mai marele avea unul. Hrană era puțină. Nici măcar mai marelui nu-i ajungeau. Mulți dintre cei care scăpaseră nevătămați din năruirea orașului s-au îmbolnăvit atunci, din pricina umezelii și a frigului și a durerii, iar după aceea au murit. Iar în zilele care au urmat, au început să bântuie boleșnițele și foamete. Între timp, Bard a luat frâiele în mâini și a început să dea porunci în dreapta și în stânga, după cum dorea el, dar întotdeauna în numele mai marelui, iar treaba lui nu era ușoară de fel, să-i cârmuiască pe oameni și să o rânduiască pregătirile pentru apărarea și adăpostirea lor. Mulți ar fi pierit în iarna care se grăbea să vină după toamnă, dacă nu ar fi primit ajutor la timp.
dar ajutorul a venit ca adus de vânt, pentru că Bard și trimisese soliuți de picior în susul râului până în pădure, ca să ceară sprijinul celui care era rege peste elfii pădureni, iar acești soli au găsit o armie gata pornită la drum, cu toate că abia dacă trecuseră 3 zile de la căderea lui Smaug. Regele elfilor primise știre de la proprii soli și de la păsările care îndrăgeau neamul, încât știa multe din cele întâmplate. Mare tulburare se stârnise printre înaripatele ce viețuia la hotarele pustiiciunii dragonului. Văzduhul se umpluse de stolul roditoare, iar solii lor brăzdau ca săgețile cerul în toate părțile. Deasupra marginilor pădurii se auzeau fluierături, țipete, piuituri. În înaltul de peste codrul întunecat, veștile se răspândeau. Smaug e mort! Frunzele foșneau, urechi speriate se ciuleau. Chiar înainte ca regele elfilor să pornească la drum, veștile trecuseră spre apus până la pădurile de pini ale munților cețoși. Beorn le auzise în casa lui de lemn, iar goblinii țineau sfat în grotele lor. Mă tem că nici o să mai auzim de Thorin, scudestejar, spuse regele. Mai bine rămânea oaspetele meu. Proastă veste, oricum, care nu face nimănui niciun bine, adăugă el. Cu alte cuvinte, nici el nu uitase legenda comorii lui Tror. Așa s-a făcut că mesagerii lui Bard l-au găsit mărșăluind cu mulți sulițași și arcași. Ciorile se strânseseră ciopor deasupra lor, gândind ele că războiul, unul cum nu fusese prin acele părți de îndelungată vreme, se încingea din nou. Dar auzind rugămințile lui Bard, regele se îndură, căci era cârmuitorul unui popor bun și nimos. Așa că și întoarse din drum oștirea care se îndreptase până atunci spre munte și porniră grăbiți în josul râului spre lacul cel lung. N-aveau bărci ori plute care să ajungă pentru toți ostașii, încât trebuiră să meargă pe jos, ceea ce le încetini înaintarea. Dar provizii mari de tot felul de bunuri au fost trimise pe calea apei. Elfii însă au mersul sprinten și cu toate că în acele vremuri nu prea erau obișnuiți cu marșurile și nici cu pământurile înșelătoare dintre pădure și lac, au străbătut destul de repede acea distanță. După 5 zile de la pieirea dragonului, ajunseră la țărmul lacului și privire la ceea ce mai rămăsese din oraș. Oamenii primiră cu brațele deschise, după cum ușor vă veți închipui, și împreună cu mai marele lor erau dornici să cadă la orice învoială pe viitor, în schimbul ajutorului pe care îl primeau acum de la regele elfilor. Nu pierdură prea multă vreme cu planurile. Mai marele rămânea pe loc împreună cu femeile, copiii și bătrânii și cei nevolnici. Mai rămâneau acolo câțiva meșteri și mulți elfi destoinici. Unii tăiau copaci, iar alții strângeau buștenii trimiși pe râu din pădure. Apoi se apucară să înalțe multe colibe pe mal, căci iarna se apropia. Cu ajutorul mai marelui, începură să facă planul pentru un nou oraș, încă și mai frumos și mai mare decât cel dinainte, dar nu în același loc. Aveau să-l mute pe țărm și mai spre miază noapte. Și de atunci aveau să privească temătoria apa în care căzuse leșul dragonului. Acesta nu avea să se mai întoarcă niciodată pe patul său de aur, căci zăcea rece ca piatra răsucit pe fundul lacului, nu departe de mal. Veacuri la rând acolo aveau să fie zărite pe vreme liniștită oasele lui uriașe printre pilaștrii frânți ai vechiului oraș. Dar puțini oameni îndrăzneau să traverseze locul blestemat și nimeni nu cuteza să se cufunde în apa tremurătoare ori să culeagă nestematele ce căzuseră din carcasa lui putregăioasă. Însă toți oștenii încă în putere și cea mai mare parte a oștirii elfilor se pregătiră de drum spre miază noapte, unde se afla muntele. Și iată că după 11 zile de la căderea orașului, cei din fruntea oști trecură de porțile de piatră de la capătul lacului și ajunseră pe pământurile pustii.